Salut și v-am găsit la un nou episod din GTA Online, stai împreună cu Pisica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi avem un episod așa ca pe vremuri, special pentru voi, pentru că foarte mulți dintre voi v-ați dorit ca seria de GTA să revină pe canal. Am zis, bă, hai să vedem dacă o să vă placă, dacă reușim să strângem multe, multe like-uri, poate o să revină seria de GTA ca pe vremuri. Și o să facem multe, multe episoade pentru voi. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like. Și câte like-uri vreți voi așa de revenire? Hmm? Peste 20.000, clar. Peste 20.000. Peste 20.000. Da, și Mihai am văzut că a zis 20.000. Deci eu zic că ar fi o idee bună. Cineva, cred că pisica, nu? Pisica mi-a stricat mașina că nu eram atent. Mihai a făcut adică asta. Mihai a fost aici. Mihai. Eu nu mi-aș dori singur mașina. Așa ceva. Deci uitați-vă și voi ce mi-a făcut la mașină. Deci eu mi-a luat mașina asta nou-nouță, m-am chinuit să mi-o cumpăr, am strâns bani. Nu știu că e a ta, arată de parcă ar fi de pe stradă. Ce? Da. Și cum să zici așa ceva? Arată parcă ar fi de pe stradă. Deci fiți atenți, mașina asta are ceva foarte special. Are un secret. Ți se pare că ar fi o mașină pe care o iei de pe stradă, da? Așa ți se pare. Zici că, băi, o mașină oarecare de pe stradă. Nu! E o mașină care se face într-un mod unic din tot GTA-ul. Okay. Se face într-un mod unic din tot GTA-ul. Ia, stai să văd dacă poate să plece pe două roți. Stai să văd. Pentru că nu știu dacă observați, dar are roțile destul de mari. Și cam într-o parte așa, parcă stau amândouă. Una într-o parte, una într-o parte. Ia. Ia auto. Oh, auto, tati, cu cât stă pe două roți? Bine, ia tehnic vorbind un fel de muscle car. Însă, noi o să o modificăm și nu o să mai arate ca un muscle car deloc după ce o să termin eu cu modificările pe ea. Da, o să vedeți imediat. O să vezi. Deci chiar o să arate complet diferit față de ce e acum. Și o să trebuiască să mergem. Ia stai să vedem unde. Da, trebuie să mergem acolo la zona de arena. Ah, ok. Dar nu știu unde e Mihai. În spate, Mihai. Hai, vino cu coace. Dar e o mașină prea bună, da, aia. Da, e Jaguar Kazan. Ia uite, Jaguar Kazan. Asta e nou model? Sau ce? E nou model. Aș vrea eu să am Jaguar Kazan de ăsta în viața reală, dacă ar fi. Cine n-ar vrea? Ia stai să vedem. Noi mergem arată pe aici. Arată bine mașina, da. Bă, a rezolvat pisica. Acum arată și mai bine. A, pisica și-a luat o mașină viteză umană, frate. Ce vrei? Adică până la urmă nu poți să le compari. Nu poți să le compari cu mașina de cei la curse. Adică să fim serioși. Să fim serioși. Păi stai că nu mai știu pe unde să intră. Am uitat, mă, nu m-am mai jucat GTA de ceva vreme, da. Pe aici, pe aici. Bă, foarte mulți oameni chiar au zis acolo în comentarii: "Bă, Max, vrem să revină seria de GTA." Și am zis: "Bă, frate, cum să nu? Acum postăm." Și uite că am postat. Bă, Mihai, trebuie să vă bag în organizație mai întâi. Știi de ce? Pentru că după asta nu cred că puteți să intrați la mine la arenă. Știi? Da. Deci stai să vă dau chiar acum invitație. N-avem decât două locuri în mașina asta, deci cineva o să intre separat. Ia, Mihai, urcă. Okay. Eu vă privesc de afară. Stai, nu, că oricum o să poți să intri și tu în zona de TV. Știu. Dar gen... Aici intru și eu. Ați intrat în organizația amândoi? Da. Ok, la workshop level trebuie să intri, ca să știi. Pare? O să-ți dea de ales acolo, gen zona. Pe 2 și încă ceva. Sper să îți dă de ales? Sau trebuie să-ți dai eu drumul în... Nu-mi dă. Stai. Păi zi-mi, că dacă nu trebuie să vin eu să te iau iarăși. Nu, stai. Du-te acolo la treaba dacă merge acum. Ok, pisică, stai așa. Ia, trebuie să urci cu mine dacă nu vrei să... Nu mi-a păruse, până n-a intrat acolo nu mi-a păruse. Vezi că te sun. Nu, abia acum am zis. A, buzzing. Stai, mă, că face buzzing la ușă, mă. Stai așa. Bas pisica in. Gata. Da, mă, că m-a sunat la interfon, Mă, am zis să nu intru așa cu... Gata, mă, intră mașină că îi dau pe tuning acum. Ia. Gata. Iată, că se numește Future Shock. Pentru că o să te șocheze mașina asta. Efectiv o să te șocheze mașina asta, o să vezi. Deci fii atent, începem ușurel așa cu frânele. Nimic vizual momentan. Îi dăm și cu un boost upgrade. Sutra asta. Poți să dau și Sean Boost ăsta care gen te dă într-o parte și în alta, dar nu știu eu să-l folosesc foarte bine, așa că... Arăt ca un cartof cu ketchup. Lă, acum am văzut că ea are cartof prăjit pe ea. Doamne, pisica. Vreau să scrieți în comentarii pisica, hashtag pisica cartof prăjit. Ok. Hai. Ia să vedem. Pisica de cartof cu ketchup. Pisica cu cartof cu ketchup. Bun, deci fii atent. Punem spike-uri. Prima dată punem spike-uri. Ia să vedem cum arată. Place cum arată. A, așa.
Dar nu vă faceți probleme, că o să arate complet diferit. Deci, am pus aici niște de-astea, cum zice, niște roți și în spate și în față și pe toate părțile. După aia, armor plating, fiți atenți. Deci uite cum se face mașina asta. Deci fiți atenți. De aici, uite cât de wide body se face, ia-o-t-o. Ia-o-t-o. E frumoasă așa. Reinforced armor. E altă mașină. Ce? E altă mașină, ce păi ai? Păi asta zic. Prind și panourile laterale. Uite. Ca lumea. Și asta luminează pe timp de noapte. Da. Uite cum arată, frate, mașina asta. Deci, și acum heavy armor, i-a mai pus încă niște plăcuțe pe deasupra. Și cred că heavy armor o să las, deși este e foarte, foarte scump. Uite cum arată mașina asta acum, ce zici? Arată super bine. Hai să-i punem, o să-i punem roll cage înăuntru. Bă, înăuntru aproape că nu se mai vede nimic. Engine upgrade vrem. Exhaust. Luminează tricoului, Mihai. Hai să vedem... Wow, ce ți-a bă, nene. Ok, nu mă supăr. Hai să vedem în față ce putem să-i punem. Vrem un motor așa frumos în afară. Frumos. Ăla, primul, parcă ăsta. Hai că am multe, care primul? Am 70 de motoare. Nici ăsta nu-i rău. Pune ce care din ele? Care până la urmă? O să-mi iau un suc. Ăsta nu e rău, dar nu e wow. Ăsta? Ăsta zice că se vede animația, știi? Știu eu că se vede, că bug catcher, că intră gândacul acolo înăuntru. Lights, da. Headlight, Xenon, White. Fii atent că aici ai variante gârlă. Cred că o să pune roșu. Roșu, stai să vedem. Red lights. Mamă, tăticule. Neon, normal că vreau pe roșu. Dar stai să vedem cum arată. Nu prea se vede, frate, te știu tot timpul când le pun neoane, nu le problema... nu-i văd decât pe timp de noapte, trebuie să-i poți să vezi. Problema la podea, că e portocalii, se vede... Și aici livery. Livery, unde mă, prietene, să mai pun și livery, zi-mi tu mie. Yeah. Deci eu, uite, am cumpărat livery, unde e? Unde e? Sub armură. Unde e livery? Name. Bă, ce nume să-i dau? Reptilianu. Reptilianu? Arată ca un reptilian. Da, merge. Reptila. Așa. Bun. Plate. Clar trebuie să fie și asta pe negru. Respray. Deci cred că aici o să vedem noi dacă îi schimb culoarea. Cred că o să vedem dacă îi apare livery-ul ăla. Wow. Wow. Ce atrag. Ia vezi roz. Arată-mi și mie pe roz cum se vede. Nu așa arată pe roz. Bă, uite mă. E un... Deci fii atent. I-a pus un DX pe toate părțile. De ce la e livery-ul? Uite, hai să o las pe galb. Nu o să o las așa, dar gen o las așa doar ca să văd livery-urile, pentru că uite. Se vede mai bine pe galb. Vezi unde pune livery-urile? Da, uite, da, e pe laterale, acum și pe roți, vezi? Da, deci uite, le pune pe laterale acolo, fiind negru. Da, nu-mi plac. Nu prea vedeai mare lucru. Bă, dar oricum trebuie să spui niște livery-uri, că dacă nu arată gen gol. Arată așa. E ciudat gol. Mai degrabă merge, să ai ceva livery, nu știu, să zic poate un negru. Care ar da bine? Poți să controlezi culoarea la livery? Bă, cred că nu știu, hai să vedem. Stai, o să las pe asta. Mai întâi alege una. Și stai să vedem dacă mă lasă la secondary color. Ce e secondary color? Ok, nu. Accent color. Oh, pot să schimb LED-urile, să le pun pe roșu. Super. Da, și se schimbă și culoare de sub armură, vezi? Păi, da, asta vreau să zic. Astea zic că sunt fel de LED-uri. Ok. Crew emblem, nu vreau crew emblem. Secundări, care arată ciudat, adică. Eu înțeleg, da. Băi, asta e o secundă. Deci ce modifică asta? A, modifică, fii atent ce modifică, țepii. Ah, ok. Și practic motorul, poți să... Ce da... Dar e ciudat așa, nu prea se potrivește. Mie-mi place. Ție-ți place, dar nu prea merge. Cred că asta... I-aș face o neagră cu țepii roșii, crezi? Da, exact. Neagră cu țepii roșii? Hai, uite, hai să încerc ideea lui Mihai, Stai. Deci mergem pe unde? Formula red, cred că e cel mai... A? Ba nu, Torino. Da, mai aprind. Torino. Așa. Și acum mergem pe un primary color să fie negru, da? Negru, da. O să pui sau negru. Hai să vedem. Wow. E bună ideea, adică nu e rea. Stai că acum suntem pe maro, stai să... Cam așa arată. Băi, băiete, chiar arată bine, n-am ce zice. Nu? Da, și acum când iei pe cineva pe capotă, nu se mai face distinția, știi, că gen e... Da, mă, dar a făcut și ăla de turbo roșu, vezi? Care? Motorul în față. A, da, mă, da, și ăla se modifică. Bun, suspension.
Hai să o lăsăm așa, pe jos puțin. Că și mai jos? Se, da, se, acum e lipită de pământ, efectiv, și nici nu se mai văd roțile. Dacă vedeți, s-a acoperit roțile. Pisica aruncă cu bani. Transmission. Ok, turbo, băgăm și turbo, bineînțeles. Vertical jump. Vrem și vertical jump. Mamă, o să facă multe chestii mașina asta. Wheels. Păi da, bine mă, prietene. Unde să... Nici n-are rost să mai pun wheels, că gen nu se văd. Pune tu high-end wheels ca să meargă bine pe asfalt. Sau dacă vrei să meargă bine peste tot, îl pui off-road. Păi da, îi pun high-end wheels, dar nici nu le văd. Ok, hai că îi pun. I-am pus. Wheel color, nu, că am pus de la chromatic, oricum nu se văd. Bulletproof tires, vrem. Tire smoke. Da, hai să faci să fie tot roșu când dai cu fum. Ok. Windows. Nu erau și așa închise la culoare, hai că acum nici nu se mai vede nica. Și weapons. Ram. I-am dat că pisica poate să stea pe ăla. Wow, cât de mișto e, nu cred. Uite cum se învârte. Mega Blade se numește. Ce pisică, ce pisică? Eu normal n-am voie să fiu aici. Păi da, știu că ai muri instant dacă ai fi. Nu, sunt pe mașina ta, nu mă las să fiu pe mașina. Bă, dar nu prea mai am bani, voi știți. Ok, pun asta, plasma rifle. Ce vorbești, mă? Sticky de-astea, nebunii. Secondary weapons. Opa. Costă mult? Bă, am cam ajuns pe zero cu banii de așa și ajung, dar o să mai bag niște bănuți. Mă, dar ce sunt astea, mă? Rear kinetic mortar. Trage cu mortar din spate? Ce? Da. Ce? Sticky slick, EMP slick, cred că o să iau. Nu, am maxat-o. Gata. Exit the workshop, gata. Ia să vedem. Mă, nu se vede când merge, mă, Băi, așteptați-mă că e. Trebuie să ieși și tu, dar tu trebuie să ieși separat. Mamă, cum arată, mă, ești nebun? Nu vine să cred cum arată mașina asta. Tu nu știu cum am descoperit-o, zic sincer. Eu n-am văzut-o până acum pe asta. Păi cum arată, taticule, pe noapte? Seara, păi cum arată pe timp de noapte, băi, nu vine să cred așa ceva. Ultime, hai. Băi, băiete, cum arată, mă, taticule? Bă, m-a costat foarte mult, bă. Fai de capul Tomi. Ce ai făcut? Fai de capul Tomi, că dacă vin, activei nitro. Ce faci? Trebuie să rămâi de vreme un pic. Bine. Dar am supraviețuit. Da, am zice că e activate nitro boost. Uite, scoate flăcări în spate, uite, în spate, că e evacuare. S-a speriat pisica, s-a aruncat pe jos. Nu trage, că vreau să văd cum dă cu nitro. Deci fiți atenți la țevile din spate. Are nitro? Da, are nitro, iau-te-o. Ce-i aia, frate? Asta-i mașina morții. Ce vorbești? Stai că mai are chestii, iau-te, poți să facă și așa dacă vrei. Au! Poți să facă și așa. Nu știu care-i treaba cu mortarul de pe spate. Cum trag cu mortarul de pe spate? Ia dă-i. Pe care ar trebui să apăsi? Păi nu știu, pe ăla de aruncă-i poate cu multe mine. You can now make a choice to help recover champagne. Help recover champagne? Bă, să accept misiunea? Hai să acceptăm misiunea. Mi-a dat o misiune random jocul. Ok. Delivery. Ia, urcați-vă. M-a urcat deja. Hai să-l ajutăm pe băiatul ăsta. Mamă, e departe, cică. E destul de departe, da? Bă, dar tu știi că se duce? Ia, bag și nitro. Se duce. Mam, bă, am pus-o flăcările alea. Băi, băiete, cum e mașina asta, tăticul meu? Stânga. Stai că am dat cu ceva în spatele meu. Cred că ăsta e mortarul. Bă, trage așa de la distanță, uite, trage cu bombe, uite-te. Da, văd, scrie pe câte două. Dar vezi că mi se pare că ai limită la ele. Vai de capul meu cum e jocul ăsta, vai de... Mamă, dar noi avem 4. Gândiți-vă că GTA-ul e atât de vechi. Și încă e atât de relevant, frate, deci jocul ăsta... Bă, să mă vede luna. Bă, deci Cyberpunk-ul n-a reușit să depășească jocul ăsta pe chestiile pe care le poate face un jucător în GTA. Da. Și pe detaliu și pe toate astea. Nu zic la grafică, la grafică ok, ai RTX, ai toate nebunile noi. N-ai ce să zici. Bă, da, jocul ăsta e din prin 2003, de când e, că nu mai țin minte, dar... 2013, cum 2003, căptam 2013? Nu știu, nu mai țin minte, dar e vechi, mă, frate, e foarte vechi. E vechi greu. Ia, e vechi. Fiți atenți, fiți atenți, la șmecheria asta. Opa! Curat. Mamă. Dă-i pe pisica, te cunosc. Bine, ce vorbești? Mamă, deci e prea tare mașina asta. Cred că asta e una dintre cele mai șmechere mașini pe care le-am tunat la arena până acum. Arată super bine. Uite-te cum arată cu flăcări, ce vorbești aici? N-ai mă cum! Cât te-a costat să faci pe asta?
Bă, sincer, nu știu. Uite, faceți voi un calcul. Dacă v-ați uitat câți bani aveam înainte și câți bani am acum după, faceți un calcul să-mi spuneți și mie cât, cam cât m-a costat nebunia asta, pentru că... Cred că peste 3 milioane. Cred că da. Plus costul inițial a mașinii, care și ăla... Cât e? Bă, nu știu, dar e scump, e vreun milion. E vreun milion mai... Ba da, e vreun milion, că o cumpere de la Arena. Oh, da. Oh, e military sau ce? Nu e military, e specială de Arena făcută. Arena War, așa. Da, da. Okay. Și mi zboară mașinile în fața mea, glumești cu mine. Așa eu ceva. Eu cred că am mașina asta, dar... Păi da, dar nu ai făcut așa. Stai așa. Sper că... convins că am făcut-o așa. Stai o secundă. Sau că... Sau poate că n-am tunat-o. M-am împodmolit. Da, știi care e faza? Aici se conduce ca o barcă. Adică, ok, e mișto, mașina arată bine, dar se conduce ca o barcă. Deci, sincer zic, ai condus o barcă pe GTA, ai condus. Ei, așa da, se conduce mașina asta. Dar e fun să intri în alții, gen, efectiv. Și uite-te, deci de câte ori m-am bușit eu cu mașina asta și de cât damage are pe ea? Nu prea are. Ia, kinetic mortar, pe ce trage? A, trage de pe spate, dar vreau să trag dual lasers. Păi stai, mă, că eu testez armele de pe mașină. Trage cu lasere, mă, ești nebun. E totul roșu la mașina asta, laserele sunt roșii, evacuarea, scoate flăcă roșii. Bă, îi învârte pe oameni, pe stradă. Ia, vreau să văd un om care, gen, a, pe aici suntem pe la țară, nu prea avem foarte mulți oameni pe trotuar. Vreau să văd un om, dacă era un om să intru în el. Unde ne ducem, mă, frate, misiunea asta? Pe bune, acum. Nu mai avem mult, dar... Ai încercat. Ok. Nu bloca mașina! Suntem bine! Gata, ești bine, ești bine. Suntem bine! Așa... Am văzut și eu roțile la mașina asta pentru o fracțiune de secundă. Pentru 2 secunde. Da. Dă-i, tăticule, dă-i! N-o s-o ala e nelimitat sau ai o bară? N-o s-o ala se încarcă, gen... Îl dai și se încarcă automat. Nici nu trebuie să te oprești, nu trebuie să faci nimic. Story. Ia-o-t-o. Oh, ce frumă. Trebuie să merite. Bă, la câți bani am dat pe ea, scuză-mă, normal. Dar... Nu prea virează barca. Bă, merge ca o barcă, zic sincer. Da, e mișto. Da, e da, mișto. Da, da. Ia. Cred că dacă puneai un foraj de la în față, cred că împingea altfel mașinile. Bă, acum fiecare își face cum vrea. Search for, da. The area for the... Ah, trebuie să găsim un camion care are șampanie înăuntru. Păi stai, mă, prietene, de unde să știu eu care are șampanie? L-am văzut. What? De l-ai văzut? A, nu, ah, chiar e un camion acolo. E galben, dar e mașina lui Trevor aici, este. Recover? Da, bă, uite că ai văzut-o, ia-l. Ia mașina, ia camionul. Stai că e blocat accesul aici. Păi da, cred că a vrut să oprească cineva mașina asta, știi? E bine, că dai mașina cu laser, cât de rău poate fi. Păi stai că te protejezi, dacă vin, o să vină băieții. Drive care, avoid damage. Oh, nu. Avoid damaging. Hai că avoid damaging dacă e. Hai că partea bună e că joc pe controller. Partea dacă rea mă sui peste tine. Asta. Dacă mă sui peste tine. A? Ce faci? Nu știu, poate spargi șampanie. Mă zbur. Ia vezi. Bă, nene, de ce mă spargi? Asta. Hai spart o sticlă. Lol, bă bune? Da, mi-a dat să... Tu nu crezi că să avem o idee bună? Să te pui în fața la foarfeca aia din față. Da, chiar, eu, voi știți că eu, deci eu pot să dau boost, fiți atenți, eu pot să dau boost. Așa. Și după asta, să bag și viteză și să și sar. Și se vede ca și cum, deci, ia. Doamne, ce prostie. Dacă merg cu viteză maximă, de damage constant la băutură. Trebuie să merg mai încet. Trebuie să mergi încet, am înțeles. Trebuie să merg cu viteză așa de croazieră. N-are nimic, n-are nimic. Că nu trebuie să terminăm misiunea asta acum neapărat. O să putem să o terminăm noi după aia. În mare parte noi am vrut să vedem cum este mașina. Și bă, și la drum lung se descurcă, îți dai seama. Adică, ia să vezi pe Mihai acum. Opa! Se vede amuzant. Băi, băieți. Bă, dar cel mai mult îmi plac flăcările aia de la spate când le dai cu... Bă, ce e mașina asta aici, lol? Ia mea, asta o am eu. De la Arena, e singura. Lol, mă sperie, zic, bă, cine mai are mașini de-astea? Să fi intrat cineva cu noi. Stai, ce? Asta e mașina lui Mihai? Da, e mașina lui Mihai. Eu furi? Vezi că poate are încuiată. Da, nu poate. Aaaa, nu am
Ți-am zis! Urcă-te cu mine, mașina, urcă-te cu mine! Ești atâta timp și nu ai încredere! Urcă-te pe pisică cu mine, aveți să nu te, să nu te atingi de țepi, că mori. Ar trebui să număr de câte ori mi-ai dat cepatul și un pumn în gură. Asta da? Asta ce într-adevăr, nu poți să zici că nu. N-ai ce să comentezi. Aoleu! Mă, frate, dar e prea genială mașina asta, zic sincer. Cunoscuți banii de misiunea asta, că... Probabil, nu, știi că... Mult timp, deci faza cu misiunile astea... Faza cu misiunile astea este că sunt de alea unice care îți vin de la DJ. Și astea da. Sunt băgate în ultimul update. Dar dai mă blană, ce se poate întâmpla? Scade destul de urât. Deja sunt la 90%. Am frate, dar asta dacă... Mie nu mi se pare corect. Dacă tu bagi viteză... Să zicem că tu bagi viteză, nu înseamnă că strici sticlele, n-are nicio logică. Ba da, se miște. Adică, dar dacă nu e nicio groapă, bagi viteză și nu e nicio groapă. Așa zic și eu, dar jocul zice când dă damage. Nu sunt 1%. Nu sunt împachetate bine sticlele. Nu sunt împachetate bine, a? Se rostogolesc la fiecare viraj. Da, ia, fii atent că intru în ăsta din față, ia. Fii atent. Și, și? Pădru-l dai pe mine. Uuuu! Ne-am făcut animație, ai văzut? Ce animație? A, la mine n-a fost. Da, mi s-a părut că a fost un fel de... Știi cum e la MMA sau la astea cu wrestling? Da, 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 da. Așa mi s-a părut, ia fii atent că mă duc la următorul din față. Ma. Vine nervos și BOOM! Salut băiatu! Ia fii atent. Așa facem până în oraș. Ia. Sper să nu-l incomodezi pe Mihai, că na. Na, sunt bine. Și, 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 și... Au, am sărit peste el din greșeală. Ai sărit peste. Mă duc mai în față, stai. Champagne, următorul. Da mă, stai mă, că și eu văd șampania. Aha, oh. M-am dus într-o pancartă. Mi-am lovit în... Da, ai cam înțeles. N-am vrut să fac chestia asta. Bă, voi îl atacați pe Mihai? Bă, dar unde e Mihai, că nu mai văd... A, uită. Mihai, am un kilometru fix aproape și am întâlnit, deci nu mai avem mult. A, da? Un kilometru? Dacă ai în kilometri, eu am în mile. De ce am eu în mile? Că a, da mă, că mi-am instalat și eu jocul acum și de asta. A, eu am un mile. Bă, apropo, ăsta e primul episod de pe nou calculator? Da? Acum îmi dau seama că e. A, cum se mișcă, cum se vede? Se vede bine, nu? Da. Eu așa zic. A, mie nu mi-apare unde trebuie să ducă el, cred. A, da mă, uite, la Music Lock. E la casino aici. E la casino, da. Nu știu ce, mă gândeam că e mai departe, dar e aproape. La lumea. Ia stai așa că-i dau acum bustulica fără frică și mă! Și acum intră în mine și mă bubă dintr-o bucată. Nu există, stai liniștit! Cum ar fi? Stai liniștit că nu există așa ceva, cum să fac eu de asta? Acum i-am dat blană. Dă-i blană? Bă, oricum blană? Cred că atât timp cât nu... Aolo, ce chiar era să intru în tine de data asta. Păi vezi? Adică, pe bune, chiar era să intru în tine. Gata. Ai reușit? Vedem. Sunt curios câți bani dă. Bă, mi-a dat 25.000 plus 25 de chipuri de casino. Chipuri de casino? Da, 25.000 de chipuri de casino. Stai că mie încă nu-mi zice. Doar mie mi-a dat, cred că. Mi-a pare cu Palm Strax. Mi-a dat Helping Out, uite, mi-a dat și achievement, mi-a dat 800 de râpuri. Rank up. Ia, hai să facem un test, Mihai, ia vină încoace. Ia, intră puțin în chestia asta din față și să vedem ce se întâmplă. În organizație. Ah, ia, stai că dau disband, stai. Cross serve. LOL, acum îl feliază și nu-i se întâmplă nimic. Teoretic, trebuie să-mi dea damage. Nu, stai că dau eu retire la ăsta, fie de-n. Ai întâlnit? E instant. Vreau și eu. Că eu și banii lui, hai, gata. Ai luat banii lui Mihai și mor și tu, nu? Wow. Așa, stai că vin și eu cu mașinuță. Aoleu, stai că vine Mihai acum să vezi ce... E aici, în parcare. E mică rău. Aoleu. Aoleu. Mă caut ciucurile roșii la aia. Hai pisică, intră în mașină repede. Nu fugiți. Nu te după la țepi, că mori. Păi vreau într-o parte. Într-o parte nu cred că poți, decât dacă... LOL. Păi te-ai dus la, vezi că mai e una în spate. Am văzut-o, pe aia am vrut să o iau. A, da? Uite-l pe Mihai. Ia vină tu, Mihai, încă. Care trenuleț? Te așteptai la asta? Nu mă așteptam la asta, zic sincer. Dar te așteptai la boost-ul ăsta frumos cum iese prin țeava de eșapament? Nu te așteptai. Nu, nu. Dar vine în coace. Vezi cum vin cu piciorul, îți dau. Bam! Bă, Mihai, te pui cu cine nu trebuie, ia. Îmi place că... Vezi că am varaj de ăla în față. Ia vezi. Aproape te lasă. Da, Mihai zici că e tren.
câta mașina. Hai, e locomotiva ta. Ai văzut-o pe asta? Și știi că eu zic să, să ai grijă că... O să-i dau un pul, Mihai. Opa! Hai că jucăm... Mamă, bătaie, bătaie, zici că să ia roboții aia, că sunt niște roboți care se bat în arenă, nu știi? Da, fac ăștia tot felul de roboți și pun cu tot felul de... De-alea de se învârt, cu tot felul de nebuni, nu mai știu cum se cheamă, Robots War sau ceva de genul ăsta. Și zici că stă mă, bă, ce m-a strivit! Te-am prins. Dar sunt ok. Bă, uite, mi se văd și mie roțile, domnește. Bun, asta a fost episodul 100 de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți episod de Digita Online, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!